Proiectele strategice de interconectare a infrastructurii de transport gaze naturale sunt o prioritate pentru România. Lucrările la gazoductul Blua, faza 3, sunt aproape finalizate. Se fac pași importanți pentru stabilirea unei poziții puternice a României în piața energetică regională. În acest gazoduct și prin gazoductul Ungheni-Chișinău, care a fost finalizat în vară, România a crescut și va crește în importanță și în influență în sectorul energetic regional. România are resurse care să-i permită să aibă un rol puternic la nivel regional în ceea ce privește sectorul energetic. Acum începem să vedem că infrastructura ne ajută. Interconectarea Sistemului Național de Transport cu Conductă de Transport Internațional Gaze Naturale T1 și Reverse Flow XAC este un proiect care devine necesar în contextul prevoirii Sistemul Românesc de Transport Gaze Naturale, adăcămintele de scurtăriți pe Marea Neagră, pentru valorificarea acestora pe piața românească și pe piețele regionale. Etapa 1 a fost deja finalizată în 2018, iar astăzi asistăm la momentul în care în etapa a doua a fost și ea finalizată, deci obiectivul de investiții interconectarea Sistemului Național de Transport cu Conducta de Transport Internațional Gaze Naturale T1 și Reverse Flow XAC a fost finalizat și este vorba despre o investiție de 74 de milioane de euro pentru tot proiectul. Proiectul pe care l-am văzut astăzi finalizat a creat un culoar de transport între piețe din Bulgaria, România și totodată un culoar de preluare în sistemul românesc de transport a gazelor naturale recent descoperit în bazinul Mării Negre. Astfel reușim să creștem siguranța în aprovizionare, să diversificăm sursele de gaze naturale și, bineînțeles, să creștem gradul de interconectare a sistemului de transport gaze naturale. Și foarte important, ne îndeplinim și angajamentele asumate față de Comisia Europeană. Am văzut la fața locului care a fost stadiul lucrărilor și cum a fost finalizat proiectul pe șantierul. Investițiile deosebit de importante pentru securitatea energetică a României au fost finalizate cu succes. Concret, se muncește și am văzut cum infrastructura gazieră se pregătește să devină un motor pentru creșterea economică. Pentru că Secretariatul General al Guvernului este Ministerul de Resort pentru Transgaz, susținem și încurajăm Transgazul prin toate măsurile pe care le-am luat, prin faptul că am sprijinit activitatea de investiții, activitatea de a atrage de fonduri pentru dezvoltare. Suntem mândri și sperăm că în viitor Transgaz va ajunge și va depăși multe momente care vor spori capacitatea de transport a gazelor naturale și, bineînțeles, vor ajuta la dezvoltarea economică. Având în vedere faptul că pentru România implementarea proiectului strategic de interconectare reprezintă un obiectiv primordial, Guvernul României a oferit de-a lungul derulării acestor proiecte de investiții de importanță strategică sprijinul de care compania a avut nevoie pentru ca să lucreze cu aceeași intensitate și cu același randament. Avem un drum lung și o misiune deloc ușoară, dar sunt încrezător. Iar Transgazul este o companie performantă și o companie care înregistrează succese în economie. Mulțumesc, domnul director general, și vă felicit. Aici, în dreapta, avem grupul de comprimare A, grupul de comprimare B. Dacă vreți să vedem, să deschidem două uși, l-ați mai văzut odată la Bibești. Da. Sunt, acest grup de comprimare este gata, de fapt amândouă sunt gata pentru proba cu gaz, care o să începem luni. Azi se rotește turbina numai electric. Mai departe avem cele două răcitoare, un răcitor, răcitorul A, B, răcitorul A pentru cele două grupuri de comprimare. Iar în fața noastră avem sistemul de filtrare a gazului la intrarea în stație. Deci avem 6 filtre cu alescere, 3 microni, o capacitate de 90.000 de metri cubi de filtrare per filtru. Ce vedem cu galben sunt legăturile conductă cu care avem jocul, putem să dăm pe direcția București, pe direcția Isaccea, pe direcția Onești. Am avut aici 430.000 de tone de țeavă
am avut aproape 100 de kilometri de cablu de întins, am avut aproape 1500 de tone de beton care l-am turnat. În linii mari, asta este stația de comprimare de la Siliștea, s-a făcut în cel mai scurt timp până acum, deci s-a început undeva în afară de stațiile, în afară de compresoare. 6 luni de zile. 6 luni de zile. Iar de luni începem să pompăm gaz, începem probele la cald, iar spre sfârșitul săptămânii viitoare, cu siguranță vom fi capabili să comprimăm gazul. Deja de la 1 noiembrie am anunțat licitație de capacitate pentru Negru Vodă, Cardamom în Bulgaria. În jurul datei de 15 noiembrie vom semna în prezența domnului prim-ministru, a dumneavoastră, contractele de execuție pentru Tuzla Podișor la sala de festivități a guvernului, care e primul pas către exploatarea gazelor din Marea Neagră, către tranzitul și altă sursă de gaze pentru România din coridorul sudic, din TANAP, prin interconectarea între Grecia și Bulgaria, cu terminale de LNG din nordul Greciei, diversificarea surselor de gaze, care nu face decât să creeze concurență pe preț, să ducă la un preț real și corect pentru toți consumatorii, atât cei casnici, non-casnici, industriali, în beneficiu economiei.